seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și alături de colegul meu, Cornel Șomâcu, care este invitatul meu permanent în fiecare marți. Vom discuta la emisiunea Panoramic principalele subiecte ale zilei. Bună seara, Cornel, bine ai revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Tu ești și director de școală, ai participat la acțiunile legate de bacalaureat, dar vom discuta despre asta puțin mai încolo. Vreau să anunț telespectatorii că au posibilitatea la SMS să ne adreseze întrebări sau, mă rog, propuneri de subiecte. 0766314582 este telefonul, este afișat acolo pe burtiera emisiunii. Iar temele noastre, am avut multe, a trebuit să selectăm, sunt multe subiecte fierbinți. Unul e foarte important și a apărut în vertical, scris chiar de tine, o catastrofă, o posibilă catastrofă ecologică la granița județului Gorj. Este vorba de ranul de la Drobeta, Turnul Severin. După aceea, ca să facem așa o scurtă trecere, sindicaliștii din Minerii și Energie amenință cu proteste la complexul energetic Oltenia dacă administrația nu va accepta solicitările liderilor de sindicat. Vineri au avut loc negocieri care s-au terminat cu supărare, s-au certat și s-au despărțit. Au avut loc și ieri negocieri și tot cu supărare s-au terminat. Așa s-au certat, s-au supărat și au plecat. Da, fostul lider al tuturor minerilor din România, Marin Condescu, inculpat în dosarul privind împrumuturile ilegale de la Clubul Pandurii, a cerut să scape de controlul judiciar, dar tribunalul Olt nu a fost de acord și decizia a fost negativă, n-a fost în favoarea lui. Și bineînțeles, bacalaureatul e un subiect foarte important. Da, și ar mai fi și multe alte subiecte și pe care nu avem timp să le tratăm, așa că încercăm să trecem foarte repede prin cele pe care ni le-am propus, pentru că timpul este foarte scurt. Să începem cu ranul. Da, situația de la ran a devenit, deci noi am sesizat-o, să spunem, încă de vreo două săptămâni pe varianta online a verticalului, doar că în ultimile zile a devenit un subiect fierbinte, pentru că oamenii n-au mai putut și au ieșit în stradă. De ce? Acolo 2400 de salariați riscă să rămână fără slujbă pentru că uzina de apă grea se va închide într-o perioadă. Există chiar o strategie întocmită de guvern, dar care n-a fost pusă în practică, deci n-a fost urmată și de alocările financiare necesare pentru acest lucru. Nu e nevoie de apă grea pentru că deocamdată cel puțin reactoarele 3 și 4 la Cernavodă nici poveste. Iar rezerva bănuiesc că e destul de mare. Pe de altă parte, situația pentru noi, Gorjul, devine extrem de interesantă sau nu numai atât, poate chiar foarte periculoasă, din două motive. Pe de o parte, principalul nostru agent economic, Complexul Energetic Oltenia, subvenționează și știu proprietatea cuvintelor. Efectiv, dăm o producție de cărbune foarte mare acolo ca tot complexul să funcționeze, dar nu ne luăm banii. Fără să luăm banii, respectiv. Da. Există chiar un raport al Curții de Conturi care spune că de când a intrat în insolvență ranul, cele mai multe datorii le înregistrează la CEO și la stat, dar cele mai multe sunt la noi, deci undeva la 160 de miliarde de lei noi. Și apoi problema este că, nefăcându-se lucrurile cum trebuie, la uzina de apă Ardrea riscăm o catastrofă ecologică, adică e vorba de hidrogen care nu mai poate fi ținut în anumite condiții, ar trebui sume foarte mari ca el să fie neutralizat, sumele n-au fost alocate, ba din contră, în momentul când, să spunem, Gorjul s-ar hotărâ CEO să nu mai dea cărbune acolo, riscăm și din punctul ăsta de vedere, dacă scoți instalațiile de sub presiune, din funcționare, riști o catastrofă ecologică. O catastrofă ecologică care poate afecta atât Serbia, vecinii noștri de peste Dunăre, dar și toată Oltenia, inclusiv Gorjul, care suntem în imediată apropiere că de la noi la Turnul Severin nu sunt decât 100 de kilometri. Deci vă dați seama că suntem chiar în zona principală a unei posibile catastrofe. Muncitorii care au ieșit în stradă ieri, au fost și astăzi în stradă, se pare că vor ajunge și la guvern. Cer de fapt ce? În primul rând,
să li se asigure bani de salarii, pentru că nu și-au mai luat salarii de câteva luni. Dar în al doilea rând spun, domnule, dați-ne bani să închidem control chestia asta, pentru că Severinul, în primul rând, riscă chiar o explozie. E efectiv o catastrofă ecologică. Și de asta am și preluat și noi, ca idee, acest subiect l-am semnalat, pentru că aici nu mai e problema numai de autoritățile de la Severin, care, fie vorba între noi, nu fac nimic, deci nici nu măcar nu atrag atenția, dar e vorba de Oltenia și de România, în efectiv. Ar fi culmea să avem un Cernobâl la granițele României sau în interiorul granițelor României. Bine, dar cine este răul platnic pentru CO și cine nu asigură condițiile obligatorii pentru a nu se ajunge la această catastrofă? Statul român. Statul român este vinovat. Și de ce nu alocă fonduri? Păi nu, aici se întâmplă un alt lucru. RAN-ul este în insolvență. De toată funcționarea se ocupă un lichidator judiciar, cum se face. Acest lichidator judiciar a avut ca singură preocupare să-și facă un salariu foarte mare, e 30.000 de euro ia pe lună, plus 3% din orice bani recuperează și face ca plăți. Deci vă dați seama că la valoarea RAN-ului, la ce se întâmplă, deci undeva se poate duce și la 100.000 de euro pe lună. Deci vă dați seama că el poate să meargă în continuare fără, deci nu se mai preocupă de restul. În afară de... Dar bănuiesc că are niște obligații să asigure funcționarea... Nu că s-a angajat. Deci contractul lui pe 3 ani spune că în 3 ani plătește toate datoriile RAN-ului și o scoate de sub din insolvență. Da, dar pe lângă plata datoriilor ar trebui să asigure și o funcționare corectă a RAN-ului. Da, deocamdată... Și atunci catastrofa n-ar trebui să se producă. Păi, da, dacă ar funcționa normal, dar deocamdată nu se întâmplă nimic de genul. În afară că omul își încasează banii și că RAN-ul face mare efortul să dea salariile, dar iată că nu le mai poate da, deja are restanțe de câteva luni, nu se întâmplă nimic. Ba din contră, statul care și-a luat angajamentul, e un memorandum adoptat în luna martie, prin care se spune ce se întâmplă, operațiunile, calendarul ca să oprești uzina de apă grea și care a fost cu subiectul, au fost de acord toți oamenii, deci toți factorii de decizie, nu s-a întâmplat nimic. S-a făcut un document și atât. Banii n-au venit, dar ei nu pot să vină, pentru că trebuiau date niște documente, care niște hotărâri de guvern, niște decizii, ordine de ministru. Nu s-a mai întâmplat nimic. S-a dat acel document, între timp a venit lichidatorul judiciar și conduce totul și nu s-a mai întâmplat nimic. Pe relația guvern, autorități locale, administrația RAN. Și în momentul de față ce se întâmplă cu acest hidrogen? În momentul de față, hidrogenul este în siguranță la acest moment dacă combinatul va funcționa măcar la parametrii actuali. Dar deja se pune problema ca din luna august CO-ul să nu mai vireze pentru că nu primește bani și e normal. Să nu mai livreze cărbune. Să nu mai livreze cărbune. În momentul când, să spunem, nu mai au cărbune, toate acele instalații nu mai funcționează, sunt două riscuri foarte mari. Pe de o parte, toată zona, există 30.000 de locuințe aproximativ care depinde apă caldă și încălzire de acest lucru. Deci pe de o parte chestia asta, iar pe de cealaltă e vorba de funcționarea uzinii de apă grea. Deci instalațiile nemai funcționând pun în pericol efectiv deci situația apei grele care este produsă, pentru că există și apă grea produsă care este stocată, dar și hidrogenul efectiv cu care se lucrează. Și e vorba doar de 140 de tone, imens. Apropo de hidrogenul se folosea și în primul război mondial, deci cantitatea aceasta este suficientă pentru, dacă s-ar degaja în atmosferă brusc, ar însemna, poate să distrugă undeva un oraș de până la 300.000, 350.000 de locuitori, din are Severinul atâția. Da, îi ajutăm noi, ce da, din jur. Da. Deci e un subiect extrem de serios, e un semnal de alarmă pe care ne-am permis noi cei la Vertical să-l tragem, pentru că lumea nu pare conștientă și mai ales autoritățile, inclusiv cele guvernamentale, nu par conștiente de pericol. De specialiști. Și lasă spun, totul în mâna unui singur om, da? Care este un finanțist, nu e un inginer, da? Și statul român, care are nevoie sau avea nevoie cândva de această apă grea și s-a stabilit că, domnule, hai să o facem, acum așa la mâinile. Și a zis, păi lichidatorul. Da, și lichidatorul are o mare problemă în sensul că dacă mergea la... au fost niște comisii care trebuia să se formeze, care trebuia să față în față. Uite, avem nevoie de asta, facem. Nu s-a făcut nimic. Deci, efectiv, din martie funcționează în virtutea inerției, ne încasăm banii lunar, mă refer eu ca lichidator judiciar, și nu mă interesează, după mine potopul. Pentru că programul pe care l-a făcut este practic imposibil. Deci, în acel program pe care
s-a angajat el ca lichidator judiciar în 3 ani să achite toate datoriile, spune ceva de genul că o să facă și apă grea pe care o să o vândă nu știu unde. El nu poate vinde deci, nici practic, pasta de a făcut un plan de reorganizare. Da. Deci un plan care și-a fost aprobat, toată lumea a bătut din palme, dar a fost ceva de genul să mascăm dezastru. Deci n-a avut nicio chestie reală în el, adică să poată, ar fi o minune să faci, să aduci pe mine de plătire. Și unde vrea să vândă apa grea? În străinătate? Ce, nu e foarte concretă chestia, spune că și în export, dar exportul este de ordinul... Da, un plan de reorganizare se aprobă, știu eu, atunci când societatea împreună cu lichidatorul, conducerea societății sau lichidatorul, dacă el deja are dreptul de a conduce singur și nu mai există alte foruri de conducere care erau înainte, are obligația să arate contracte pentru a-i se aproba planul de reorganizare. Spune acolo că vom face contracte. Da, e interesant cum s-a aprobat acest plan de reorganizare. Deci, am impresia că autoritățile, executivul, nu? S-a spălat cumva pe mâini cu chestia asta. Bine și că am lăsăm scăpat... atâta hidrogen, atâtea substanțe periculoase pe mâna... Bine, acolo vreau să vă spun că e o afacere, e o întreagă încurcătură la RAN, să știe că foarte multe firme au făcut bani frumoși din afacerile cu RAN-ul, de asta a fost falimentat. Gândiți-vă că această societate în 2012 n-avea pierdere. Deci producea greu, că nu se căuta apa grea, dar statul prelua și erau pe linia de plutire. Păi trebuia să producă atât cât era nevoie. Din 2012 încoace, practic s-a produs un dezastru, de asta s-a intrat în insolvență, datorii imense, învârteli cu celebru Georgică Cornu, firma Confort, care a făcut diverse lucruri. Apropo, au făcut o instalație de șlam dens, cum se face și prin minerit, ca să ducă praful și toate celelalte, s-a făcut 95% pentru uzina de apă grea, practic. Deci, practic, poți să o faci și 100%. Dacă închizi, că se va închide ăsta, de ce rost are să mai faci investiții? E vorba de investiție de milioane de euro. Apropo, poate cineva pierdere. Avea nevoie să aibă ce lucra. Da. Să trecem la următorul subiect. Din păcate, nu putem să epuizăm sau să găsim noi, măcar să tragem semnale de alarmă. Corect. Nu putem noi, sau puftim, iată, am găsit și ceva soluții în problemă, dar, din păcate, nu ne întreabă pe nimeni pe noi. Sau... Soluția e ca executiv... Materialul apare la televiziune, apare pe internet, poate că cineva măcar se va sesiza sau măcar se va speria și va lua măsuri din ceea ce spunem noi. Așa că nu tocam chiar așa ca o mără stricată și degeaba. Sindicaliștii din minerii și energie amenință cu proteste la complexul energetic Oltenia dacă administrația nu va accepta solicitările liderilor de sindicat. Deocamdată negocierile au eșuat, partenerii neajungând la un consens. Da, față de vineri... Una e oferta, alta e cererea, da. Bineînțeles, dar nu s-au întâlnit. Adică e normal să nu se difere oferta față de cerere. Față de discuțiile de la sfârșitul săptămânii, începutul de săptămână a fost cumva mai favorabil, în sensul că s-au înțeles... Favorabil cui? Consensului. Sindicaliștilor, să spunem. În orice caz, minerilor, până la urmă, energeticienilor. În sensul că, până la urmă, cota de cărbune se va da, sunt două vouchere de 5 tone, 1-5 tone, de 10 tone, exact ce au cerut, adică, de fapt. Adică, nu, ei au cerut 12. Da, s-au oferit 8. S-a ajuns la jumătate. E bine. Însă, sunt alte probleme care nu s-au... De ce? Bun, și voucherele, scuză-mă că te întrerup, domnul Nelu Roșca propunea să fie date niște, probabil, vouchere și ei să poată să le vândă. Da, dar problema e că să vinzi un voucher de genul ăsta, ar trebui să ai o bursă sau ceva să știi care e prețul lui exact. Că bănuiesc că nu se, sau se va lua prețul cu care vinde, să zicem, complexul energetic Oltenia tona de cărbune și o mulțești cu 10? E greu sau vei găsi cumpărător. Mulți nu vor să ia cota de cărbune. Vor găsi cumpărători. E foarte riscant asta cu voucherul. Președintele Nelu Roșca de la Roșuța propunea măcar pentru Motru, pentru că acolo majoritatea apartamentelor sunt încălzite sau, mă rog, primesc apă caldă de la UATA, ca cei care locuiesc acolo și au contract cu UATA să-și poată plăti datoria. O idee foarte interesantă. Datoria la UATA prin aceste vouchere și atunci e clar prețul cu care UATA cumpără cărbunele de la... Nu, da, deci practic UATA cumpără cărbune la prețul la care cumpără de regulă. Da. Deci eu pentru zic că aici ceilalți, se poate. Pentru ceilalți angajați CEO nu este o afacere, pentru că voucherul respectiv, teoretic să zicem că ar valora un... tona, undeva în jurul a 50 de lei tona sau ceva de genul ăsta, înmulțit cu 10, măcar ar fi, să zicem, un 500 de lei. Doar că
Doar că în momentul de față trebuie să ai și cumpărătorul, dacă ai voucherul. Pe când așa era garantată o sumă din partea CEO-ului, spune banii de cărbune, nu vrei cărbunele, e suma respectivă. Deci pentru salariați, cred că era mai bună varianta veche. Asta, cu voucher, pentru salariați. Asta cu voucherul este o capcană până la urmă. O fi pentru salariați, dar atâta timp cât tu ca unitate economică nu poți să vinzi cărbunele. E, aici era problema. De asta s-a și găsit această soluție și pe undeva e poate o stimulare să zici că găsești și alți cumpărători. Problema care se pune acum, că nu-s numai asta nemulțumirea. Una dintre nemulțumiri s-a referit la acea primă de... pentru ziua patronatului, care se dădea până acum diferit. În ziua sensul, energeticianului. Da, și ziua minerului. Și una în iulie, alta în august. Aici, chiar dacă cu riscul de a supăra, să spunem, sindicaliștii, dacă vorbim de aceeași unitate, mi s-ar părea mai corect să se pună de acord sindicaliștii între ei. Bă, ori o dăm în iulie, ori o dăm în august, dar la toți odată. Bă, asta, că unii avem așa, unii așa, chiar dacă și o sărbătoresc atunci, ar trebui să se pună. Deci e vorba de, vorba de o activitate, de un flux financiar, de alte lucruri care pentru complex cred că ar fi mai bine să facă odată tot. Depinde, pentru că complexul dă în două rate, dacă le dă la unii de ziua lor și la ceilalți de ziua lor, adică energeticieni și minere, asta una. Și a doua, a găsit managerul Laurențiu Ciurel rezolvarea la problema asta, că se vorbea de o întârziere și spunea, întârziem în funcție de vreme. Dacă vremea e cum trebuie ca noi să putem face cărbune să-l vindem, adică să-l vindem că-l avem, atunci putem să... Vremea a fost favorabilă la acest moment complexul energetic Oltenia, știți cum e, când e foarte frig, băgăm complexul la producție maximă, când e foarte cald, iar la fel. Iar îl băgăm. Și acum, deocamdată, vremea a ținut și s-ar putea să țină cam toată vara, din ce se mai aude de acum încolo, cu complexul energetic Oltenia. Și atunci nu avem grevă, dacă e vremea favorabilă complexului, da? Da, asta ar fi... Mai avem 4 minute și 2 subiecte, așa că să trecem repede la următoarele două. Fostul lider al tuturor minerilor din România, Marin Condescu, inculpat în dosarul privind împrumuturile ilegale de la Clubul Pandurii, din care s-ar fi îmbogățit, spun procurorii, cu aproximativ 2,6 milioane de lei, potrivit acuzării, și a văzut spulberată speranța de a scăpa de control judiciar, pentru că tribunalul Olt a decis că rămâne sub control judiciar, de altfel și Viorel Temelescu, care este și el inculpat în același dosar. Da, cel puțin până în luna august, când e următorul termen, rămâne controlul judiciar. Ca perioadă, s-a și speculat în presa locală că s-ar putea să fie scos de sub Marin Condescu de sub control judiciar. S-a cam lungit perioada, deci e posibil ca instanța să decidă la un termen următor, gen august sau septembrie, eliminarea controlului judiciar, pentru că este trimis în judecată, iar până la sentința finală... Da, apar tot felul de presupuneri în presă. Ba că va fi scos de sub control judiciar, deși nu știu cum de poate presa să presupună ce urmează să facă instanța. Da, primul există... rând, și, adică se antepronunță presa sau vrea să influențeze? Sau... Păi, s-ar putea să fie mai degrabă a doua variantă, apropo de... Tot avem aici un conflict de puteri în stat despre care se tot vorbește, îmi cer scuze de exprimare așa, în sensul că justiția ar fi mai tare decât celelalte două puteri, executivă și legislativă. Acum poate încearcă și presa să fie cea de-a patra putere din stat să depășească pe celelalte. Deci e posibil și asta. Și după ce s-a spus va fi scos de sub control judiciar, tot presa a spus, stai un pic că, de fapt, Condescu pune la cale să intre o revenire iar la... în viața sindicală. Nu cred în asemenea revenire, cel puțin la acest moment. Mai degrabă, cred că administrația CEO-ului se cam teme de genul ăsta. Dar ăsta. În același timp, motivarea faptului că n-a fost scos de sub control judiciar a fost mereu, pentru că el a mai cerut scoaterea de sub control judiciar, faptul că poate să folosească puterea sindicală ca să influențeze sau să facă presiune asupra celor care l-au demascat. În faptele care încă, mă rog, bine, nu s-au aici dovedit faptele, afirare. El pentru e trimis nu pentru fapte de natură sindicală, ci de natură, să zicem, fotbalistică. Da, dar Pandurii n-au ieșit niciodată în stradă, după câte mi-amintesc. Da, mai avem și două... acum, cum să vă spun, cred că e totuși, Marin Condescu a plecat de la Pandurii, se face aproape un an.
Într-un an de zile nu s-a întâmplat nimic în dosarul ăla. La noi durează mult dosarele, ani de zile durează. Păi nu, durează la Marin Condescu, să spunem așa, da. Dar am văzut în cazul Ponta că se mișcă cu destul de mare foarte rapiditate. Repede, dacă n-ar fi repede. Fost Cârjele și Turcia, probabil că l-aveam trimis și în judecată. Dar subiectul ăsta o să-l tratez probabil în continuare. Da. Și mai avem foarte, foarte scurt despre bacalaureat. Bacalaureatul. Cum e la Gorj? La de anul acesta a fost atipic, să spunem așa, și la Gorj, dar și în țară. De ce spun că a fost atipic? În sensul că subiectele au fost altfel decât în alți ani. Unii au spus că au fost mai ușoare, alții spun că au fost mai clare, au permis copiilor să scrie. Unii mai profesori degrabă. Sau unii elevi? Și, contează. Și elevii și profesorii s-au exprimat așa, că e mai bună variantă, au fost niște subiecte mai clare. Bineînțeles, opoziția politică a spus, nu, domne, au fost subiecte ușoare și de aia s-a făcut procentul mai bun. Nu cred în asemenea idee. Pe de altă parte, la Gorj a fost o organizare draconică, efectiv. Deci gândiți-vă că au fost 18 eliminații, deci nu s-a tolerat nimic și dovadă și rezultatul mai slab decât în alți ani. Însă rezultatul per ansamblu, 54-55%, este un rezultat normal, care după ce o să vină și sesiunea a doua, care mai aduce ceva procente, eu nu cred că toți copiii trebuie să ia bacalaureatul. Mai degrabă cred că într-un învățământ normal, un 60-70% din absolvenți care ia examenul este o cifră absolut bună. Deci da. E absolut suficient. Ok, dar și eu am o opinie că sunt foarte mult controlați elevii dacă fură la examene. Dacă ar fi controlați toți cei care fură ca elevii, ar fi bine în România. De acord. Acum toate autoritățile se concentrează doar pe partea asta de fraudă la examene și mai ales la bacalaureat. N-am înțeles care a fost... De ce nu se pun camere de supraveghere în instituții? Păi poate am aflat cum se dau concursurile în județul Gorj, de exemplu. Am luat doar administrațiile locale, nu mai mă refer la alte instituții. Dăm voie să fac o propunere publică statului român să pună camere de supraveghere nu numai în școli, ci și în instituțiile publice, în fiecare birou și pe holuri. Da, bine, la Gorj, ca o completare de final, la Gorj a fost examen care s-a ținut chiar în sediul poliției județului și a fost anulat pentru că nu s-a ținut în condiții foarte bune, așa că nu e problemă. Bine. Mulțumesc mult pentru prezență, dragi telespectatori, și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună în continuare. La revedere!